1 Corinteni, capitolul 15, versetul 1 la versetul 8, spune cuvântul Domnului în felul următor. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o și în care ați rămas, și prin care sunteți mântuiți dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Astfel degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate că, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12. După aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, unii au adormit. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. După ei toți, ca unei stârpitori, mi s-a arătat și mie. Amin. Iubiți frați, prieteni, toți care suntem în casa Domnului, da, este un prilej frumos în care trebuie să ne amintim despre învierea Domnului Iisus Hristos. Este un prilej frumos în care trebuie să ne readucem aminte și să nu uităm căci vom învia și noi odată, binecuvântat să fie numele Domnului. Acest lucru trebuie să ne facă și să ne dea putere de a rămâne mai lângă Domnul, de a sluji până la capăt, pentru că nu vom regreta niciodată. Iubiții mei, vreau să privim în această zi trei aspecte, dacă vrem să spunem așa, trei aspecte la care și pe noi ne afectează și noi trebuie să privim la aceste trei aspecte după învierea Domnului Iisus Hristos, care probabil pentru oameni este nesemnificativ, dar pentru noi este foarte semnificativ, și anume, că după moartea Domnului Iisus Hristos, după ce El a plecat, după ce El s-a arătat, a rămas în urma Lui ceva. Vedeți, mari împărați, Alexandru Macedon a ajuns la un moment dat să spună: am cucerit tot, nu mai am ce să fac, nu mai am unde să mai mă duc, ce să mai cuceresc. Dar în urma plecării Domnului Iisus Hristos, vrem să vedem trei aspecte pe care ne interesează, care au avut efect asupra vieții Domnului nostru și au efect asupra vieții noastre. În primul rând, o cruce goală a rămas. Pe acea cruce a fost țintuit Domnul nostru. Pe acea cruce a fost pus între cei nelegiuiți și Domnul Iisus Hristos. El, care era fără de păcat, fără de vină, un Mântuitor, un Hristos care a făcut numai bine, care a înviat morții, care a dat mâncare atâtor 5.000 de oameni, care a mulțit pâinea și peștii, El care a avut milă de orbi, de șchiopi, El care s-a îndurat de toți aceștia, a fost pus în numărul celor fără de lege. În Filipeni, în capitolul 2, în versetul 8, Apostolul Pavel ne înfățișează lucrul acesta și spune: la înfățișare, la chip, la prima arătare a fost găsit ca un om. Și așa l-au văzut oamenii, un om la care au strigat să fie răstignit, că merită să moară. În loc să fie Baraba, o să fie El. Adică un hoț, un bandit are prioritate, îi se dă viață și moare cel care este nevinovat. Nu vedeți că suntem în zilele în care cei care sunt cu mintea întreagă, cei care sunt cu capacitate și cu minte și intelectuală și morală, nu mai sunt buni. Răstigniți pe cruce că minoritățile, fără de legile, ocupa locul. Așa se înclină balanța și în timpul vremurilor noastre. Și spune Scriptura, spune Pavel, înfățișarea a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte. Și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. Vedeți, sunt două aspecte pe care Biblia ne le arată. Apostolul Pavel face distinție. La înfățișare a fost găsit ca un om, a fost
executat ca un om, a fost țintuit pentru că așa l-au privit oamenii. Dar Dumnezeu, glorie Lui, vede altfel. Dumnezeu te vede altfel. Dacă tu rămâi un om integru, dacă rămâi un credincios integru, moral, spiritual, tare, oamenii te vor vedea un om. Dar luați calitățile Domnului, s-a smerit și s-a făcut ascultător. Și o ascultare din aceea până la moarte. Ești gata pentru moarte? Ești gata să plătești prețul dacă este nevoie? Doamne ajută! Când se spun astfel de lucruri, biserica nu prea reacționează să spună amin. Dar va trebui să spunem. Vom întâmpina sau nu? Nu știu, dar trebuie să ne pregătim, frați și surori. Legile care sunt și care vin și care ni se întind nu sunt spre bine. Nu aduc bine credinciosului și dacă nu stai pe poziție, s-ar putea să cădem. Doamne, întărește-ne, amin. Dar Dumnezeu face distinție și spune la înălțat nespus de mult. De ce? Pentru că Dumnezeu te privește în ochii Lui, nu în ochii oamenilor. Măriți să fie numele Domnului. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Nu să ne intereseze ce vorbesc cu oamenii, nu să ne intereseze ce calități vede sau nu vede societatea, nu mă interesează ceea ce spun unii și alții, dar nu vorbesc în ceea ce este bine, că trebuie să facem. Ci mă interesează în primul rând ca lui Dumnezeu să-i plac, slăvit să fie numele Domnului. Căci Dumnezeu va înălța sau Dumnezeu va coborâ și numele Lui l-a înălțat mai sus de orice nume. Și au zis, pentru ca numele Lui să plece orice genunchi a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava Lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul glorie Lui. O cruce goală. El a suferit pe această cruce pentru că cineva trebuia să plătească păcatul și noi știm lucrul acesta. În Evrei, în capitolul 12, apostolul care scrie această carte, Evrei capitolul 12 cu 2 spune să ne uităm țintă dar la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de judecată a lui Dumnezeu. Mărit să fie Domnul! Te rog să afișezi Matei capitolul 10 cu 38 pentru ca să facem legătură între ceea ce a pătimit Domnul și ceea ce trebuie noi să facem. De aceea am spus că este o legătură, o cruce goală. Dar pe ea a fost cineva. Domnul Iisus în viața sa pământească a evangelizat, a vorbit și printre altele a spus. Matei capitolul 10, versetul 38. Cine nu ia crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Deci avem o cruce de dus, frați și surori. Dar dacă vom avea atitudinea și scopul nostru nu să privim la cruce, ci să privim la ceea ce-o privit Domnul Iisus Hristos, o vom duce la capăt și Domnul să ne ajute. Și ce s-a întâmplat cu Domnul Iisus? Care pentru bucuria, recitez din nou Evrei capitolul 12, pentru bucuria care era pusă înainte, adică eu trebuie să-mi duc crucea, ceea ce spunea Domnul Iisus Hristos și să-L urmez. Dar pentru ce? Pentru bucuria care mi este înainte, pentru că mă voi întâlni cu El, glorie Lui. Pentru că dacă îmi port crucea, cum El a purtat-o și o stați intuit, fără să cârtească, fără să murmure, dimpotrivă rugându-se pentru cei care L-au țintuit. Pentru că privea înainte, nu privea la mâinile, nu privea la picioarele țintuite,
nu privea la bucuria care îi stătea în față. Frașii și surori, astfel vom putea trece biruitor și Domnul să ne ajute. Amin. Crucea nu e ușoară, dar crucea trebuie dusă. Și Domnul să ne binecuvinteze. De aceea spune, după ce a privit pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit. Conștient și conștient suntem că suferim. A disprețuit rușinea și acum așa de la dreapta scaunului de domnie. Cu toți avem dorința de a ședea pe scaunul de domnie, dar înainte de asta este cruce, frați și surori. Dar înainte de a fi cruce și aduce cruce, a dus-o cineva înaintea noastră, glorie Lui. Ne-a dat exemplul acesta atât de minunat și noi la rândul nostru o putem duce și Domnul a arătat că o putem duce. Și nu numai atâta, El ne întărește. El ne dă putere, glorie Lui. El este cu noi să ducem crucea. El ne face să privim spre El, glorie Lui. O cruce goală, da. Va veni timpul când El a lăsat-o, va veni timpul când ți se va termina acea cruce. Și vei sta în glorie cu împăratul, cu cel care a dus-o înainte, glorie Lui. Vrei? Dorești lucrul acesta? Du-ți crucea și să ne ducem crucea. Noi toți am păcătuit și am fost lipsiți de slava lui Dumnezeu. Noi toți am fost în fără de lege și Domnul a trebuit să fie țintuit pe cruce. Mărit să fie numele Domnului. Știi ce s-a întâmplat pe cruce, frați și surori? Domnul Iisus era pe cruce și între cer și pământ era El. S-a făcut un transfer. Așa cum dumneavoastră faceți transfer din bancă, dintr-un cont în altul, de aici în România, sau mă știu unde, rude, probleme. Dumnezeu a privit spre păcatul nostru și pentru că nu era nicio metodă să se plătească această plată a păcatului, Dumnezeu a găsit cu cale să-L răstignească pe Fiul Său. Și vina mea, păcatul meu, a fost transferată Lui pe Golgota, pe cruce. El a luat tot. Păcatul meu, greșelile, minciunile, curviile, gândurile, toate păcatele mele au fost transferate pe El și puse pe El, lăudat să fie numele Domnului. Și Dumnezeu nu s-a mai uitat la mine, nemernicul și păcătosul. Dumnezeu s-a uitat la Fiul Său care stătea între mine și Dumnezeu. O privi la El și când s-a făcut acest transfer, eu am fost un om curat. Eu am primit o curăție sfântă, dar a venit păcatul asupra Lui. Și toate aceste păcate au fost transferate în El. Toate aceste păcate s-au dus către El. Toată lumea păcatelor s-au imprimat în cruce, în El care era pe cruce. Mărit să fie numele Domnului. Asta a făcut Dumnezeu, asta a făcut Iisus. Și Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, noi avem acum trecere, binecuvântat să fie numele Domnului. Minunate lucrare a făcut Dumnezeu. Glorie Lui, că altfel pieream și pierim ca și lumea care merge în fără de lege și se duce din ce în ce mai rău. Dar noi să stăm lângă Dumnezeu. De ce? Pentru că în 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 18, noi care am venit din lume, uite cum eram noi. Capitolul 1, versetul 18 spune așa: fiindcă propovăduirea crucii, acum noi să propovăduim crucea, este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au înțeles transferul păcatelor lor asupra mielului. Și Dumnezeu ne-a iertat, dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu, glorie Lui. De-aia propovăduim crucea. De-aia vrem să ne ducem crucea până la capăt. Amin? E o nebunie pentru ei, dar este puterea lui Dumnezeu prin această cruce. Și cum am zis, El ne dă putere, glorie Lui.
O cruce goală va fi și pentru noi o cruce care nu o vom mai duce. Dar când se va termina? Domnul Iisus o isprăvi lucrarea Lui pe cruce. Noi trebuie să ne isprăvim lucrarea ca să căpătăm răsplătirea și Domnul să ne ajute. Crucea. Câteva aspecte după care vom trece la al doilea aspect. Crucea este o pricină de laudă. Te rog să pui Galateni, capitolul 6, versetul 14, ne spune Apostolul Pavel. Galateni, capitolul 6, versetul 14. În ce mă privește? Departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de Hristos. Deja s-a făcut separarea. Lume și cu Hristos. Nu poți să fii cu una și cu alta. Aici nu spune că să mă lau cu altceva decât cu crucea care mă leagă și cu lumea și cu Hristos cel răstignit. Nu. Nu vreau să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului Iisus și Domnul să ne ajute. Crucea a adus împăcare. Efeseni capitolul 2, versetul 16. Efeseni capitolul 2, versetul 16. Și a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmășia gloriei Lui. Pe de altă parte, așa cum am citit în 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 18, în Filipeni, capitolul 3, versetul 18, ne spune că în felul următor, căci v-am spus de multe ori și vă mai spun și acum plângând, sunt mulți care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. Și Dumnezeu să ne ferească și să ne păzească. Amin. O cruce goală, fără Hristos pe ea. O cruce goală și când vom termina alergarea. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Un mormânt gol, al doilea lucru. Este o cântare care spune în felul următor. Mormântul gol, speranța revederii. Pentru că noi avem speranța că ne vom revedea cu Domnul nostru glorie Lui. Iubiții mei, este vestea bună. Este vestea bună pentru că mormântul nu este sfârșitul. Mormântul nu este sfârșitul pentru cum lumea crede că este un sfârșit. S-a terminat totul, s-a încheiat totul și cu asta, basta. Bine că am mâncat bine, bine că am trăit bine, bine că am păcătuit bine, că voi muri și nu va mai fi nimic. Ei, problema este că lucrurile nu stau așa. Problema este că mormântul este un loc în care intră carnea asta, pământul ăsta. Dar ceea ce am făcut pentru Dumnezeu, sufletul va merge acolo unde și-o ales. Dar va fi și trupul acesta într-un timp, și asta vom face la încheierea predicii, vom vedea trupurile cu care vom fi, dacă vom ține până la capăt, că nu mormântul este ultimul lucru. Nu mormântul spune totul. Mormântul lui Iisus a fost găsit gol. Mormântul lui Iisus, atunci când au mers femeile, a fost găsit gol. Mormântul Domnului Iisus, atunci când au mers ucenicii, mormântul lui era gol. Slăvit să fie numele Domnului. Iubiții mei, atunci când au venit femeile, atunci când au ajuns, au fost acei îngeri, au spus, de ce căutați? De ce căutați pe Cel care este viu? Că nu este aici. Voi înțelegeți că ați greșit adresa? Femeilor, nu este aici. Ați greșit adresa.
Nu este locul acesta, pentru că El este viu în vecii vecilor, glorie Lui. În Marcu, capitolul 5, te rog să pui în versetul 5, ne spune cuvântul Domnului că era o persoană acolo, era un om, Marcu, capitolul 5, și au zis despre sufletul acesta. Vreau să dau citire, am pus 5, dar vreau să dau citire de la versetul 1. Au ajuns pe celălalt țel marmări în ținutul gadarenilor. Când au ieșit Iisus din corabie, l-a întâmpinat odată un om care ieșea. De unde ieșea? Din morminte, stăpânit de un duh necurat. Auziți, omul acesta își avea locuința în morminte și nimeni nu mai putea să-l țină legat, nici chiar cu un lanț. Căci de multe ori fusese legat cu picioarele, le înobezi și cu cătușele la mâini, dar rupsese cătușele și sfărâmase obezile și nimeni nu-l putea domoli. Totdeauna, zi și noapte, stătea în morminte și pe munți, țipând și tăindu-se cu pietre. Un groaznic, dar groaznic tablou. Să te ducă duhurile să dormi în morminte, să te tai, să urli, rupi lanțurile. Lucru groaznic. Lucru groaznic. Asta înseamnă atunci când nu este cel care trebuie să fie un Hristos înviat în viața noastră. Un om care care l-a stăpânit o legiune de duhuri, locuința lui era mormântul. Mergea noaptea, n-avea odihnă. Când ne uităm așa și trecem peste acest pasaj, dacă când stăm să medităm un pic, adică cum? Noi ca oameni, eu să mergi la mormânt și să-ți fie locul tău de dormit acolo. În ce hal te poate duce diavolul? În ce hal poate să te ducă satana? Nu știu motivul, nu știu păcatul, pricina, dar știu cu un om. Nu mai era el, ci erau duhurile care îl stăpâneau și îl duceau. Nu să doarmă în casă cum dormim noi, frați și surori. Nu să se odihnească cum ne odihnim noi, ci în morminte. Te-ai gândit vreodată să dormi pe un mormânt? Sau să scormonești, să dormi acolo? Să umbli noaptea pe munți, prin morminte, să te tai cu pietre? Îngrozitor lucru. Mormântul pentru Domnul Iisus Hristos a rămas gol, glorificat să fie numele Domnului. Când vedem acest tablou, ne îngrozim. Cum poate să fie un mormânt o locuință? Dar vrem în această zi, nu la aceasta să ne uităm, ci să ne uităm la cel care a cărui mormânt este gol. Locuința noastră, frați și surori, nu este mormântul. Locuința noastră, spune Domnul Iisus, am pregătit un loc. Așa le-a spus ucenicilor, așa ne spune și nouă. Eu mă voi duce sus pentru că vreau să vă pregătesc și am pregătit un loc pentru voi. Atunci mormântul este adevărat că nu este locuința, nu este sfârșitul, ci este dincolo pe care, lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit, glorie Lui. Slăviți să fie numele Domnului! Te rog să pui în Ioan, capitolul 5, versetul 28. Auziți ce spune Domnul Iisus aici, în acest verset. Nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui, măriți să fie numele Domnului. Te rog să pui mai departe. Și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Binecuvântat să fie numele Domnului. Noi avem o locuință în ceruri și Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne pregătim. Mormântul nu este finalul, mormântul este trecerea.
în eternitate cu Dumnezeu nostru, slăvit să fie numele Domnului. Al treilea lucru, fâșiile de pânză și ștergarul nu mai erau pe trupul Domnului Iisus Hristos. Iubiții mei, ucenicii știau că un om singur nu putea, chiar dacă ar fi să-și revine, să zicem așa, să fie o moarte clinică și să se trezească, dar nu putea să se mai nu putea să se dezlege de aceste fâșii. De ce? Pentru că, și vreau să dau citire ca să privim la aspectul acesta, pentru că metoda și pregătirea de îmbălsămare a mortului acelui care murea era asemănător ca mumiilor din Egipt. Erau fâșii de pânză cu care erau înfășurați cei care mureau. Și ca să vedem lucrul acesta, ne uităm în Scriptură, în Luca, capitolul 11, sper să nu mă înșel, este vorba despre învierea lui Lazar. În Ioan, capitolul 11, în Ioan, capitolul 11, este vorba de învierea lui Lazar. În Ioan, capitolul 11, versetul 44, spune: și mortul, auziți bine, a ieșit cu mâinile și picioarele legate cu fâșiile de pânză și cu fața înfășurată cu un ștergar. Cum era Domnul Iisus? Înfășurat în pânze. Și fața și capul era în ștergar, e asemănător acestui Lazar. Și Domnul a strigat: Lazare, vino afară, ieși afară. Și auziți, ca să vedeți că el nu putea, el a ieșit afară. La porunca Domnului, grozav, nu știu cum a venit, cum a ieșit, dar a ieșit. Dar închipuiți-vă, frați și surori, vă rog să priviți ca și cum ați vedea în ochii dumneavoastră, în fața dumneavoastră. Domnul Iisus a zis: ieși afară, mortul a ieșit. Acum spuneți-mi și mie, și hai să vorbim omenește. Mortul a ieșit cu mâinile și picioarele legate. Cum a ieșit cu mâinile și cu picioarele legate? Explicați-mi și mie. Că eu dacă stau în poziția asta, nu trebuie să mă lege nimeni, dar mișcă-te. Nu mă pot mișca. Dar cum s-o mișca mortul, că a ieșit afară? Măriți să fie Domnul. Minunea lui Dumnezeu. A ieșit cu mâinile și picioarele legate, cu fâșii de pânză și cu fața înfășurată, cu un ștergar, nici măcar nu vedea. Și auziți, de ce spuneam înainte lucrul acesta? Iisus le-a zis: dezlegați-l și lăsați-l să meargă, că el nu poate. Acum eu vorbesc nu în modul spiritual, eu vorbesc în modul real. Domnul Iisus a spus: dezlegați-l și lăsați-l să meargă, că nu poate. Acum voi să-l dezlegați. Pentru că el nu se putea, și ucenicii știau lucrul acesta. Mortul se înfășura cu fâșii multe. Se turnea, se spune, un ulei care se închega foarte repede. Se lipea fâșiile foarte repede. Închipuiți-vă ca și în zilele noastre în care suntem, când ți se rupe mâna și spune gips. O înțepenit-o. Nu? Cam așa erau și ei. Și probabil ați văzut un mic episod, poate, pe YouTube, atunci când desfăceau mumiile câte fâșii de pânză ca să fie bine îmbălsămat, să se păstreze bine, să dădeau peste. Și spune că fâșiile erau la o parte, ștergarul pus undeva. Cine le-a făcut toate astea? Noi zicem ca un cocon, ca un vierme care stă acolo și după aceea iasă fluturile afară. Nu cam așa s-a întâmplat, ca să zicem, cu Domnul Iisus Hristos. O trebuie să vină cineva, nu trebuie să vină nimeni, pentru că el a ieșit, binecuvântat să fie numele Domnului. Pentru noi nu mai sunt fâșii și ștergar. Pe noi ne pune într-un coșciug, de acolo nu mai poți ieși. Dar vine o zi când Domnul va striga cu glasul lui și ele nu vă mai ține. Nu l-o ținu fâșiile, nu l-o ținu ștergarul. Și frații mei, nu ne va mai ține nici pe noi nimic.
Pune oamenii ce vor pune, ca pace să crie. Va veni timpul când și trupul acesta va învia. Și acum ne apropiem de încheiere și de trupurile despre care Apostolul Pavel îl consacrează. Eu n-am citit tot capitolul 15 pentru că este mult. Dar citiți dumneavoastră, voi spicui cu câteva cuvinte la care rămâi impresionat de ceea ce Dumnezeu a pregătit, ce trupuri cerești are Dumnezeu și cum Dumnezeu lucrează, slăvit să fie numele Domnului. Ce minunată lucrare a lui Dumnezeu! Ce trup a avut Domnul Iisus după înviere! Vinea, pleca, a mâncat cu ei, a venit cu ei, nu l-a ținut nimic, a putut să propulseze, nu i-a trebuit nici avion, nu i-a trebuit nici rachetă, nu i-a trebuit nimic, nici legile gravitației, nimic. El spune cuvântul Domnului că a mers cu ucenicii, au vorbit cu ei și în timp ce vorbea cu ei, s-a dus către ceruri măriți să fie numele Domnului. Nimic nu te mai ține pentru că nu ai un corp care să te fie ca un magnet să fii în jos. Ai un alt corp mărit să fie numele Domnului. Cu acel corp plin de slavă vei fi cu el, glorie Domnului. Nu te bucuri de lucrul acesta? Nu merită să slujești pe Dumnezeu? Nu merită ca putregaiul acesta să ducă mormânt, facă ce-o vrea? Dar Dumnezeu îl va învia într-un alt trup, glorie Lui. Slăvit să fie numele Domnului. Ce trup va trebui să avem noi? Și câtă gândire și creațiune are Dumnezeu ca să ne dea un trup de slavă, mărit să fie numele Domnului. O cruce goală, un mormânt gol, fâșiile nu mai sunt, dar va fi la sfârșit și cu aceasta închei un trup de slavă împreună cu Domnul, mărit să fie numele Domnului. A înviat Hristos pentru ca să ne pregătească ceva mai bun. A înviat Hristos pentru ca să ne transforme în altceva. Să nu mai fim pământești, ci să fim dumnezeiești, cerești. Și auziți ce spune Apostolul Pavel. Versetul 39 din capitolul 15. Nu orice trup este la fel, ci altul este trupul oamenilor. Altul este trupul dobitoacelor. Altul este trupul păsărilor, altul a peștilor. Apostolul Pavel face câteva calificative ca noi să înțelegem. Și continuă. Tot așa sunt trupuri cerești și trupuri pământești. Dar alta este strălucirea trupurilor cerești și alta a trupurilor pământesc. Alta este strălucirea soarelui, alta este strălucirea lunii și alta este strălucirea stelelor. Chiar o stea se deosebește în strălucire de alta. Iubiților, așa este și învierea morților. Trupul este semănat în putrezire și înviază în neputrezire, glorie Lui. Este semănat în ocară și înviază în slavă. Este semănat în neputință și înviază în putere. Este semănat trup firesc și auziți, înviază trup duhovnicesc, glorie Lui. Dacă este un trup firesc, este și un trup duhovnicesc. Omul din tâi, Adam, a fost făcut un suflet viu. Al doilea Adam a fost făcut un duc dătător de viață. Binecuvântat să fie Domnul. Trupul acesta, spune în versetul 54, este supus putrezirii. Care este supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire. Atunci se va împlini cuvântul care este scris, moartea a fost înghițită de biruință, glorie Domnului. Vedeți că la clasificările pe care Apostolul Pavel le-a așezat, strălucirea și diferența dintr-un pământ, dintr-un corp pământesc și unul ceresc, unul duhovnicesc și unul pământesc, cât de mare și frumoasă opera lui Dumnezeu, lăudat să fie numele Domnului. Înțelegem în această zi, iubită biserică, că trebuie să ne ducem crucea până la capăt și ea va rămâne. Ea va rămâne. Înțelegem că mormântul nu este ultimul drum în care mergem și în care se zice mergem spre groapă cu răposată cu etc. și aici s-a încheiat totul. Mormântul nu este totul, este transferul. Da, vor învia trupurile acestea, dar sufletul nostru va merge la cel căruia i-am slujit. Și sicriul și tot ce, când Domnul va striga, vor învia și vor fi altfel de trupuri care ne spune Apostolul Pavel.
trupuri cu o strălucire deosebită, dacă face diferența Apostolul Pavel și ne spune prin Duhul lui Dumnezeu că soarele va străluci diferit de lună, luna va strălucește diferit de stele și însă stelele strălucesc diferit una de alta, așa vor fi și sfinții în ceruri. Iubiții mei, să ne luptăm lupta cea bună. Vrei să strălucești mai mult? Luptă mai mult. Vrei să fii o stea nu căzătoare, ci strălucitoare, la care să se minuneze astrele cerești? Luptă-te și să ne luptăm lupta cea bună. Să strălucim și când va veni ziua Domnului, când va veni să plecăm, să nu fim găsiți nepregătiți, ci să fim cu El. Să ne pregătim în fiecare zi, să ne apropiem de Domnul în fiecare zi. Binecuvântat să fie numele Domnului. Amin.